atâtea încercări abstracte, aproape că a ajuns la un fel de decorativ. Totuși, figurile reale trăiesc și vor trăi totdeauna. Nu pot să le descriți de realitatea din jur, nici cum. Orice idei moderne apar sau vor să apară, nu pot să înlăture realul din jurul nostru, nici cum. Artiștii care păstrează această apropiere de natura din jur, rămân întotdeauna artiști plastici, ăsta este adevărat. Iar Mihai Ordeanu nu s-a depărtat de această idee. Pentru mine au fost surprinzătoare florile care le-a prezentat la expoziția pe care am urmărit data trecută. Am rămas uimită de puterea, ca să spun, acestor imagini florale pe care o transmitea direct lucrarea privitorului. Era într-adevăr deosebit. Privind această expoziție, pe care acum am văzut prima dată, mă duce gândul la o perioadă foarte importantă în istoria artelor, și anume perioada artei olandeze, când au început Bruegel cel tânăr în special, să fac acele minunate compoziții florale și care s-au făcut secole după aceea de-a rânduri și care au uimit prin frumusețea și prin coloritul lor. Nu trebuie să ne depărtăm niciodată de colorit și de a îndrăzni să lucrez cu culorile. Iar Mihai Ordeanu ne-a dovedit în această expoziție că poate să găsească niște apropieri cromatice deosebite, cu toate că temele coloristice sunt foarte puternice. De multe ori, tehnic vorbind, unele nu se apropie unul de celelalte, dar aici, prin viață, se mișcă și uitându-vă la lucrări, toate lucrările exprimă ceva. Să exprime ceva, mai degrabă te gândești ce vor să exprime, decât de la această expoziție putem să spunem că este o artă coloristică. N-am să vă găsesc pe fiecare lucrare, pentru că, într-adevăr, suntem în mijlocul culorilor care se întâmplă în jurul nostru, care exprimă, într-adevăr, un sentiment artistic deosebit, și îl rog pe domnul Mihai Ordeanu să continue aceste lucrări în continuare, pentru că cred că, într-adevăr, acum a găsit un mod de exprimare foarte, foarte apropiat de el și de ceea ce ne trebuie și nouă astăzi. Mulțumesc! Rostite. Și atunci îi dau cuvântul protagonistului acestei serii, maestrului Mihai Ordeanu. Să rămână, bună seara și bine ați venit în inima unei galerii. Pentru că oricât de bine ar fi clasajă, oricât de frumoasă și oricât de mari geamuri ar avea, un spațiu, o galerie de artă, nu înseamnă nimic dacă inima ei nu ne poate cuprinde pe noi. Iar această galerie are o inimă care ne poate cuprinde și pe cei dinăuntru ei, unii dintre ei tâncind să ajungă aici, și pe cei din afara lor, ei, a galeriei, alții dintre noi sunt cei care sunt geloși pe cei care tânjesc. Eu fac parte din ambele categorii. Pentru că și iubesc acest spațiu și tânjesc de fiecare, la fiecare ceas după vernisaj, tânjesc la următoare. E ca și când degust un pahar de vin și vreau să vă spun că pădurile Dohan
au făcut niște binuri, având pe etichetă, pe sticlă, pe, poate și în buchetul vinului, picturile mele. Îi felicit pe domnii de la Toban și le spun să-mi dea o centimă din valoarea acelui vin, care va crește cu siguranță de azi încolo. E Îngerul Vieții Viței de Vie. Se numește această expoziție închinată Îngerului Vinului. Pentru că cel mai iubit dintre toți cei iubiți pe lumea asta a spus cândva: acesta este sângele meu. Oare celor care iubim vinul trebuie numai să mi se spună beții? Oare credeți că doar de dragul beției sau îmbătării cu această licoare a viței de vie, care e o minune? Vița de vie însăși, în sinea ei, e o minune dăruită de Dumnezeu exact pentru sufletul nostru, exact pentru trupul nostru, exact pentru sângele și trupul lui. Așa cum vinul și pâinea sunt sângele și trupul lui, noi, cei care ne înfructăm mai mult sau mai puțin din aceste două astre ale lui, acest început și nesfârșit al lui, pentru că cele două componente fac parte nu numai din viața fizică. Noi suntem cei care trecem dintr-o galerie într-alta, să ne vedem cu frații, să ne bucurăm de ceea ce fac și să-i iubim, să-i putem iubi. Nici un pictor, oricât de mare ar fi el, al oricărei țări, al oricărui continent, al oricărei galaxii, dacă tablourile lui nu sunt privite și apoi nu sunt îndrăgite și apoi nu sunt iubite și apoi nu sunt neuitate, acel pictor vine degeaba să picteze. Cred că orice artist de pe fața Pământului își dorește dragoste, își dorește iubire și cred că și-ar da orice, și prima și ultima fărâmă a vieții, pentru acest sentiment, pentru a simți în palma sa iubirea. Îngerul Viței de Vie, Îngerul Vieții Viței de Vie, pentru că și vița de vie are o viață pământeană și una spirituală, atunci când licoare, când mărgelele sau lacrimile viței de vie, strugurii fiind aceste lacrimi, ajung la un artist, artistul se învinează, se înviorează, el trăiește altfel, el iubește altfel lume, își iubește altfel semenii și pictura lui. Și niciodată unui artist, nimeni n-are voie să-i spună beții, pentru că e deasupra acestui cuvânt. Marii noștri pictori pe care i-am cunoscut, pe care i-am iubit, marii noștri critici de artă, au iubit această licoare, acest leac și le-a fost balsam. Unul dintre ei s-a dus imediat după ce i-a spus vinului: nu te mai vreau. Vinul, pentru că era balsam de peste 60-70 de ani, s-a simțit ignorant, s-a simțit jignit, s-a simțit dat la o parte din viața unui om. Iar acel om a pătimit și a plecat mult mai devreme decât credea doctorul care l-a învățat: lasă-te, nu te poți lăsa de ceea ce iubești. Nu te poți lăsa. Și vinul face și făcea la acea persoană parte din însăși viața și existența noastră. Nu poți să spui: lasă-te de omul acela, când îi iubești. Pentru că iubirea aceea n-a venit de la tine.
a venit, a dus la tine. Iubirea aceea nu poate fi luată de nimeni. Nici de oamenii politici, nici de președinți, nici de nimeni. Pentru că ceea ce El ne dă, ne dă ca să putem noi fascina lumea mai departe. Vinul și vița de vie sunt niște părți interioare ale sufletului nostru. Iar în acel cup există atâta vin încât a putea să ne sature un an întreg pe toți. Vă mulțumesc din suflet! Bravo, bravo.